Starea de urgență care i-a ținut pe botoșeneni 2 luni în case a expirat ieri noapte. De astăzi ne aflăm în stare de alertă, iar o parte a măsurilor de izolare au fost relaxate. Mai precis, botoșenenii se pot bucura de parcuri, o parte a magazinelor, dar mai ales de frizerii și saloane de înfrumusețare. De altfel, înainte de a ieși la plimbare, fără declarație pe proprie răspundere, oamenii au dat năvală de la primele ore la saloane sau frizerii. Chiar și către orele prânzului erau încă cozi. A fost un disconfort real, eu știu. Păi sigur că da, fiind obișnuit să fiu cu părul mai scurt, mai așa, îl întrețin mai ușor, îl spăl mai ușor. Știu și-o stăt, dar nu pot să mă tot bine. Am înțeles. Dacă aș putea să mă tot bine, m-aș tot nici bine. Tocmai de aceea, saloanele lucrează la foc continuu. Giovanni, un botoșenean de origine italiană, a așteptat cu nerăbdare să ajungă la salon. În primul rând, pentru a repara ceea ce a încercat singur acasă. Vine, așteptam cu drag în momentul acesta. Este cumva greu pentru un om care este obișnuit să se îngrijească des pauza aceasta? Da, normal, cred că toată lumea a avut nevoie de frizerie. După 2 luni, mulți s-au întuns acasă, cum mi-am întuns eu, s-a întuns multă lume. E foarte greu, bine că s-a redeschis. Bun, mulți nu se pricep să tundă acasă, adică ar fi o catastrofă. Da, catastrofă. Acum trebuie reglate. Normal că unul trebuie că se face de ce are nevoie în momentul de față, era așa. De asemenea, de astăzi s-au deschis și parcurile, însă cele de joacă au rămas închise pentru a se putea preveni răspândirea virusului. Oamenii au ieșit să se revigoreze în parc după 2 luni de stat în casă, iar alții au ieșit doar pentru a-și rezolva treburile și au tranzitat parcul pentru că se afla în trecerea lor. Pentru cei mai în vârstă, această primă doză de libertate le prinde chiar bine. Să ne oxigenăm și să facem numărul ăla de pași, care e necesar la vârsta noastră. Pentru că am de plătit impozitele și taxe locale și nu se pot plăti prin bănci, prin... cu card, cu nu știu mai ce, trebuie să se duce acolo. Pe tot parcursul stării de urgență, oamenii spun că au ieșit doar dacă au avut de rezolvat ceva urgent sau pentru cumpărături de strictă necesitate. Mă duc un pic până în Piața Mare, că am ceva de luat. Botoșenenii spun că măsurile trebuie și de acum încolo respectate de toți oamenii, însă această stare de alertă le poate prinde bine unora. Vreau să respectăm în continuare, să respect toți. Că e mai bine să respect toți. Deși cu câteva zile în urmă s-a anunțat că și muzeele vor putea să își reînceapă activitatea cu publicul, la Botoșani doar cele în aer liber au fost deschise vizitatorilor. Reprezentanții muzeilor au pregătit însă o serie de măsuri de precauție pentru ziua în care publicul le va trece pragul. Deocamdată din toate muzeele din țară, din câte cunosc eu, doar 2 dintre ele au redeschis porțile pentru vizitarea lor de către publicul larg. Să fie foarte clar, muzeile în sine n-au fost niciodată închise. Activitatea în cadrul lor a continuat cu tot ce înseamnă conservare, restaurare, valorificarea patrimoniului. În prima zi de libertate pentru români, botoșenenii au profitat de vremea plăcută de afară și au respectat măsurile de distanțare socială. Pas cu pas se speră la o normalitate completă.